etape, împreună cu domnul Stan și alți colaboratori care parcurs ne mai văzut, am înființat această uniune asociată de comunitate. Deci, acum 17 ani. Și de atunci, da. De-aia vă spun că foarte mult probabil nu mă cunosc, așa și am stat mai departe. Profesia mea este inginer. Am lucrat la Petrom, nu numai. Acum sunt pensionar. Deci, cam asta ar fi pe scurt cine sunt. Pentru că, chiar aici, înainte de începe și timpul noastră, s-a ridicat o problemă către un reprezentant care se face. Dacă aici și în președintele Uniunii și a unui partid, că deci subsemnatul, face parte din vreun partid. Bineînțeles că întrebarea este legitimă, pentru că în ziua, acolo două săptămâni și am întrebat, cam după ce am fost instalat atunci, a apărut un articol în ziua. O consider în afara totală a problemei. L-am aici de față. Între altele se spune așa că funcția de președinte a OPE a fost preluată pentru 3 luni de către inginerul Toma Borscu, fost colegul și al maicu Cornelu Anastase, șeful organizației Petre Papa, președinte al Camerei Deputaților Robert Anastase. Afinitatea dintre cei doi dintre subsemnatul și Anastase l-a propulsat pe fostul inginer, așa, pe postul de șef al Asociației Deputaților. Mai departe, de aici începe un scenariu. Care se vor fi alte, deci așa mai departe, eu și probabil și până la alții din conducerea sau peșa și din dumneavoastră, vom împărți pruturași, sacoși și așa mai departe. Acolo eu m-am, bineînțeles că m-am dorit acest articol, în primul rând, eu nu sunt membru la niciun partid politic. Este clar. Nici PNL, nici PSD, nici PDL. Nu sunt membru așa cum partid. Nu activez ca nemembru la un partid, să mai departe. Nu am alte probleme. Și eu am considerat că cel care trebuie să fie prin, nu eu, în doamnă probabil vom avea avecerile generale acolo și probabil poate orice cine se candidează la funcția asta de pe. Absolut. Tot ce se consideră în dreptul și poate să candideze, dar care are în statutul Uniunii, nu l-am avut să-i foarte rău, îi scrie foarte clar. Suntem o organizație neguvernamentală apolitică. Deci noi nu, noi nu facem unii, nu putem. Eu nu am fost promovat cu votul de nici de Cornel Anastase, nici de cineva de la PDL și așa mai departe, pur și simplu fiind prim vicepreședinte de atâția ani de zile și cei care au sunt în birou aici, cei 8 vicepreședinți, eu au spus, domnule, este normal ca prin decesul domnului Stan, automat să ocupe această funcție. La care eu au spus, domnule, sunt aici. Domnule, eu sunt un democrat, și vreau ca dumneavoastră cei 8 vicepreședinți, așa domnul ministru, da. Să confirmăm și să susțin un proces verbal, dacă sunteți ajutați, nu oricare de nu și-au confirmat în unanimitate, s-a întocmit procesul verbal. Acesta este procesul verbal de atunci, unde undeva aici scrie clar, așa, în unanimitate de vot, domnul cu toată calitate de prim vicepreședinte, unde a fost preia funcția de președinte până la adunarea națională mai departe. Deci, promovarea, vedeți cum s-a făcut, în interior. Și nimeni nu poate din afară, indiferent, chiar dacă nu sunt eu aici, nimeni nu poate din afară să vină și să spună, domnule, stați un moment, că noi vrem să punem de unul. Nu, noi suntem aceia care hotărâm. Dumneavoastră, toți și cei de la adunarea națională. Nimeni n-are voie. Deci noi suntem